Ștefan Mănuț de la Poliția Rutieră, astăzi este ziua dumneavoastră, vă spun la mulți ani. Vă mulțumesc frumos și dumneavoastră, tot ce să rog, mă auzi bună. Doamnele și domnișoarele aflate la volan au primit cu drag gestul polițiștilor și au recunoscut că se întâmplă foarte rar să fie amendate în cursul anului de oamenii legii. Am văzut florile. Mă așteptam. Asta ai primit astăzi? Da. Da. De câte ori v-au amendat polițiștii până acum? De 7 ani de zile de când am permis niciodată. Este ziua femeii și chiar mă simt foarte bine. Ați primit multe flori? Da. Da. Cu polițiștii v-ați întâlnit? Acum da. Cum vedeți gestul lor? Un gest foarte frumos. Foarte frumos și nu mă așteptam. Vă amintiți de câte ori v-au amendat polițiștii? Nu. Nu m-au amendat. Niciodată? Odată. Având în vedere că doamnele și domnișoarele sunt foarte prudente în trafic, serviciul rutier le-a oferit astăzi de 8 martie flori și o urarea, o primăvară fericită. Răsfățată a fost și o domnișoară pieton, care a fost sfătuită să circule cu grijă. Zi, mersi! Mulțumim! Zi, la revedere! La revedere!